Suntem împreună la Supernața de weekend și ne bucurăm de o zi atât de frumoasă și de caldă de primăvară. În momentele ce urmează vorbim despre frumusețe și mai exact despre păr, despre cum putem transforma o coafură simplă și banală într-un statement, într-o coafură versatilă și cu un iz de romantism, aș putea spune. În dimineața asta a venit alături de noi Nicoleta Al-Rahman. Bună dimineața, fetelor, și bine ați venit! Bună dimineața, bine te-am găsit! Nicoleta, să ne spui, te rog, cum putem să accesorizăm părul și cum ne ajută accesorizarea în a crea un look mai special, așa? Păi, în principiu, nu avem nevoie de foarte multe lucruri. Eu astăzi am venit cu niște ace foarte drăguțe și o să vedem cum doar cu câteva ace sau agrafe putem să obținem mai multe lucruri diferite. Dar e foarte versatil, nu? Să este folosești foarte genul versatil, ăsta chiar vorbeam în spate cu cineva care este diferența între coafura lejeră și coafura mai sofisticată. Coafura lejeră, practic, nu trebuie să conțină 1000 de agrafe și nu trebuie să fie foarte bine finisată, astfel încât dacă puțin bate vântul să pară că așa este coafura și nu că ne-a deranjat părul. Exact. Eu astăzi am făcut niște bucle Andrei. Sunt niște bucle lejere. Sunt niște bucle lejere, da. În principiu, un lucru foarte important la coafura lejeră este să putem să o modelăm ulterior în mai multe forme. Și atunci avem nevoie de puțină textură. Ok. Aplicăm niște fixativi. Aplicăm niște fixativi după ce am făcut buclele, nu înainte să facem buclele niciodată, da? Nu înainte. Ca să texturizăm puțin părul, după care. Așa, acum sunt foarte curioasă cum folosim. Uite ce drăguțe sunt. Uite ce drăguțe sunt. Știi că vii pe la noi și nu vin eu să te deranjez. Doamne ferește, dar nici nu mă simt ok dacă nu vii aici cu mine. Ce, că am venit și eu cu uneltele mele. Ia tu, cu ce faci perul? Păi uite, cu furculița n-am încercat să fac niciodată o coafură, dar dacă este una de plastic, cred că putem încerca. Acum, ideea este că dacă n-avem la îndemână foarte multe lucruri, tot trebuie să ne coafăm părul, da? Da, bineînțeles, și într-adevăr un păr. Accesoriu, bine. Nu, că asta o folosesc pe capul meu. Nu, că putem să o punem ca accesoriu. Da. Bun. Așa, deci niște bucle lejere ca bază. Eu practic am luat, exact, practic am luat două șuvițe, da, din stânga și din dreapta. O să le răsucesc, uite așa. Deci două, nu trei, nu faci codiță. Două. Cu ajutorul degetelor răsucesc șuvița pe deget și cu ajutorul acestui ac o să prind din partea de pe scalp, cu partea pe care am prins-o, șuvița. Da, da. Și începem cu coafura lejeră, practic. Ce îmi place mie la genul ăsta de idei este că arată foarte natural. Natural, da. Te doare că începe să foarte natural sânge, adică și foarte frumos. Am spus și natural și frumos în aceeași frază, da, în fine. Eram atent la curgea din... Deci cam așa arată, cu doar două grafe, o coafură foarte simplă. Dar deja mi se pare simplă. Că s-a schimbat situația și că arată mult mai sofisticat. Și mi se pare că se potrivește acum în perioada asta, o să urmeze nunți. Deci... Da? Da, okay. Deja, da. Dacă chiar doriți să accesorizați și chiar nu aveți cu ce, puteți să fiți cool și în trend. Ziceam că în perioada asta se vor întâmpla nunți, botezuri și mi se pare că dacă te folosești de genul ăsta de accesorii și dacă ești mireasă și dacă faci parte dintr-un astfel de eveniment, nu știu, mi se pare că coafiura arată complet diferit, cu minim de efort. Da, pentru o mireasă, parcă îmi și imaginez o mireasă care are părul prins cu două cleme, intră cu părul frumos și la un moment dat când vrea să danseze, scoate clemele din păr, face așa o din asta și părul și cântă. Hai să facem și un coc de... Care poate fi purtat și la nuntă, da, de ce nu? Mai ales după 12 noaptea, chiar e super ok. Am luat tot părul, îl răsucim. Da. Uite așa. Ținem cont totuși de faptul că baza este buclă lejeră, da? Că se așează totul mult mai ușor după. Baza este buclă lejeră și este foarte important să nu încercăm să strângem tot părul și să fie perfect finisat, da? Să lăsăm așa mai natural. Să fie așa un look natural. Asta este o combinație între ponytail și coke. Da. Și și practic pe același principiu începem să băgăm acele în partea răsucită și în partea de pe scalp a părului, ca să-l prindem. Da? Tu vorbești în timp ce lucrezi? Da. Vorbești în mod special despre genul ăsta de clamă? Păi, ca să și arăt ceva. Că dacă doar vorbesc, ar putea să nu știe nimeni să-și facă coafura acasă. Ia să vedem cum îți faci tu cucul ăsta. Ia să vedem. Deci noi vorbim acum strict despre genul ăsta de clamă sau despre orice fel de ac de păr clasic? Nu, în principiu orice fel de ac de păr clasic. Eu am adus unele de plastic, dar putem să folosim orice fel de agrafă. Uite, de exemplu, aici sus o să folosesc o agrafă absolut
absolut normală, ca să clasic, vedem cum... Da. Da? Să ne spui da. Dacă găsim genul ăsta de accesorii peste tot sau nu știu. În principiu, să... da, le găsim. Important este să știm aceste secrete și tehnica, da? Ca ulterior să putem să o facem cu absolut orice. Te-ai prins-o doar cu două cleme? Deci am prins-o doar cu trei agrafe, da? Da, deci mi se și pare... cu puțin fixativ. Și putem să adăugăm clame până când simțim totuși coafiura rezistă, ca să zic așa. Este indicat să n-adăugăm foarte multe clame, dar este indicat să știm cum să le prindem și o să și arătăm imediat, astfel și încât să reziste. Cursuri de clămit pe internet, ceva? Uite, vrei, și, vrei o clămuță, te simt că vrei. Da, băi, da, cât crezi că vrei. Hai, te dăm una și lui Riste. Mulțumesc, mulțumesc. Bine, crezi că el și-o pune el. Uite, uite, să-ți facă așa un moțuleț coculeț. Așa, uite ce drăguț. Uite, tot Messi este și ăsta și poți să-l porți, să știi, în orice ocazie. Vrei Ronaldo, da. Da, mi se pare foarte, foarte versatil. S-a strâns un pic fondul de Atena aici, poți să te... Că ești așa un pic mai drăgălaș, vezi? Așa. Pare așa foarte natural, miau. Hai să vedem totuși cum prindem agrafele astea, da? Ca să ne reziste. Uite, deci luăm o agrafă normală. Normal. Ideea de bază este să nu prindem agrafa cu vârful în jos, da, astfel încât să iasă, da, ci să prindem de o parte și de alta a părului, ca și cum am coase, da, ca și cum am croșeta. În felul ăsta nici nu se vede cu agrafa în păr și mai ales important este să le alegem în funcție de culoarea părului, da, deci nu punem la părul blond agrafă neagră și exact, și în cazul în care nu știți, avem agrafe blonde, brune, brunete. Te știam. Da. Mă rog. Și acele de păr la fel, da? Sunt în funcție de culoarea părului. Deci, important este să știm tehnica, important, iarăși, este să texturizăm părul, să facem niște bucle lejere și să fim creative. Da, și bineînțeles să ținem cont de cât de sănătos este părul nostru, asta în prealabil, și să fie spălat în prealabil. Întotdeauna, da? Întotdeauna pe părul spălat. Mulțumim foarte mult, Nicoleta, și cu mare drag. Duminică frumoasă în continuare și te mulțumesc, mai așteptăm cu drag și data viitoare. Și să mai să vii mergem pe la noi. Mai vin. Da, te rugăm. Cea mai mare plăcere.